Bună dimineața! Una dintre cele mai mortale afecțiuni la nivel mondial, cancerul hepatic, are o rată de supraviețuire de sub 20%. Asta deoarece majoritatea pacienților sunt diagnosticați în stadiile 3 sau 4, când intervențiile chirurgicale devin inutile. O șansă în plus pentru acești bolnavi este chemoembolizarea hepatică, o procedură minim-invazivă care se realizează pe cale intervențională. Mai exact, presupune injectarea unor substanțe citostatice direct în arterele care vascularizează tumora hepatică și se face doar cu anestezie locală. Carcinomul hepatocelular este un cancer primar al ficatului și se dezvoltă mai ales la pacienții care prezintă deja boli hepatice, cronice și ciroză. Tumora progresează prin expansiune locală, diseminare intrahepatică și metastazare la distanță. Hepatocarcinomul are drept cauză principală afectarea hepatică în cadrul cirozei hepatice. El apare în 99% din cazuri la pacienții cu ciroză hepatică. Iar cauzele cirozei hepatice pot să fie infecția cu virus hepatitic B sau C, ciroza toxic-nutrițională sau ficatul gras. Hepatocarcinomul reprezintă, de fapt, una dintre principalele cauze de mortalitate în momentul de față, iar pentru acest tip de cancer hepatic există o serie întreagă de tratamente. Pacienții sunt investigați conform unor protocoale extrem de bine puse la punct. Chemoembolizarea transarterială este o procedură de radiologie intervențională minim-invazivă care reprezintă gold standardul de tratament pentru hepatocarcinomul în stadiul intermediar neoperabil. Decizia de tratament se ia în cadrul unor echipe multidisciplinare după o analiză atentă a dosarului medical. Chemoembolizarea este gold standardul de tratament pentru pacienții care nu pot să fie operați. Doar 30% din pacienții la care se descoperă acest cancer hepatic, deci de la început din primul moment în care descoperim la o examinare imagistică, doar 30% au indicație pentru intervenție chirurgicală. Ceilalți pacienți trebuie tratați prin alte metode, iar pentru pacienții la care există o tumoră hepatică de peste 3 cm sau pentru pacienții la care există mai mult de 3 tumori hepatice, cu dimensiuni de circa 3 cm, se indică în mod normal chemoembolizarea conform ghidurilor medicale. Procedura este indicată de asemenea și pentru tratamentul metastazelor hepatice. Scopul tratamentului constă în creșterea supraviețuirii, îmbunătățirea calității vieții și controlul progresiei tumorale. De obicei, abordul este la nivelul arterei femurale, în plica inghinală. Dacă puneți mâna în regiunea inghinală, simțiți cum pulsează ceva, aceea este artera femurală. Prin artera femurală pe care o puncționăm, introducem un tubuleț. Tubulețul acesta poartă denumirea medicală de cateter, cu care navigăm prin interiorul vaselor de sânge, prin interiorul aortei, până la nivelul trunchiului celiac. Trunchiul celiac fiind vasul de unde pleacă artera hepatică, artera care vascularizează ficatul. Ulterior, ca să intrăm în interiorul ficatului, unde vasele sunt foarte mici, folosim un tubuleț mai mic, un microcateter. Acest microcateter are dimensiuni de ordinul submilimetrilor. Putem să spunem chiar că uneori folosim microcatetere care au grosimea unui fir de păr. Iar cu ajutorul acestor microcatetere reușim să mergem exact în vasul care vascularizează tumora hepatică, astfel încât să putem să efectuăm un tratament țintit. Procedura se efectuează cu anestezie locală la locul puncției arteriale. În ciuda tratamentului optim, carcinomul hepatocelular continuă să prezinte o rată crescută a recurenței. Acesta reapare la 50-80% dintre pacienți după o rezecție la distanță de 2 ani.